active, solvenții și inhalanții. Sunt practic câteva sute de astfel de substanțe. Faptul că se combină două sau mai multe substanțe, când se cunoaște formula chimică, face practic imposibil de clasificat această categorie de substanțe. Când ne gândim la aceste substanțe volatile, la inhalanți, la solvenți, avem în minte clay-uri, diverse substanțe folosite pentru vopsele, spray-uri pentru vopsea, gaze folosite în realizarea diverselor produse, toluen, benzen, kerosen. Deci, așa cum spuneam, sunt sute de astfel de substanțe. Le găsim și le folosim de cele mai multe ori în comerț sau în cadrul farmaceutic, dar se preconizează că există câteva sute de astfel de substanțe care pot fi folosite în scop ilicit și pot fi consumate în acest scop. Cele mai multe dintre ele se găsesc, așa cum spuneam, inclusiv în casa sau în bucătăria sau în garajul nostru. Ca să ne fie ușor, putem spune că substanțele volatile, solvenții, sunt toate categoriile de substanțe solide, lichide sau gazoase, care sunt volatile, sunt inflamabile sau foarte inflamabile, dau efect psihoactiv, de cele mai multe ori un miros foarte pronunțat și în special un miros plăcut. Faptul că sunt ieftine, sunt la îndemână și sunt absolut legale, favorizează oarecum consumul acestor substanțe de către categorii sociale defavorizate. Cel mai folosit produs în țara noastră este aurolacul, care este un colorant sintetic sub formă de praf argintiu, de unde și denumirea de aurolaci pe care au primit-o acei copii defavorizați care ajung să consume astfel de substanțe. Acesta se pune într-o pungă și de cele mai multe ori este tras pe nas prin deschizătura pungii. Dar mai avem o categorie de solvenți sau inhalanți care pot fi practic impregnați pe anumite materiale textile, sunt puși la nas sau la gură și vor fi inhalați de către consumator. Ca să ne fie ușor, sunt câteva semne clare care ne arată că acel tânăr este consumator de astfel de substanțe volatile și m-aș gândi în special la lucrurile care le văd prima dată când întâlnesc un astfel de copil, de la punga pe care o are în mână, ușor vizibilă, până la mirosul caracteristic pe care îl emană respirația lui în funcție de tipul de substanță care l-a consumat. De asemenea, sunt o serie de erupții cutanate la nivelul feței, strănută, are un comportament destul de agresiv, are un mers asemănător unei persoane care a consumat alcool, este dezorientat în timp și spațiu, are dificultăți în a vorbi, dificultăți în a-și aminti anumite lucruri. Toate acestea sunt primele semne care apar atunci când vorbim de consumul de astfel de substanțe. Așa cum spuneam, este ușor de observat un tânăr care are un astfel de comportament, dar dincolo de aceste efecte imediate, pe care, așa cum ți-am spus, seamănă cu efectele unei beții, efecte care apar în câteva secunde după ce a fost inhalat acel produs, starea de euforie, relaxare, dezinhibiție, faptul că râde din orice, merge legănat ca și cum ar fi beat, dar nu este, are dificultăți de coordonare, are dificultăți de vorbire. Toate acestea sunt efecte imediate, dar cum aceste efecte durează foarte puțin, mai puțin de 30 de minute, tânărul de cele mai multe ori repetă comportamentul de inhalare, iar repetând acel comportament de inhalare se poate ajunge la halucinații, pentru că cantitatea de substanță toxică din organism crește într-un ritm foarte alarmant. De asemenea, un alt efect secundar care poate să apară imediat după inhalarea unor astfel de substanțe este asfixierea. Deci cantitatea de substanță care este inhalată într-un timp foarte scurt în plămâni poate să ducă la moarte prin asfixiere. Acestea sunt efectele imediate, însă efectele pe termen lung nu au fost studiate. Nu avem studii care să dispună ce se întâmplă pe termen lung când un tânăr consumă astfel de substanțe. Însă, ceea ce se observă în cazul tinerilor care sunt consumatori de astfel de substanțe este faptul că slăbesc foarte mult în greutate, au dificultăți severe de concentrare, dezvoltă un comportament agresiv, dezvoltă o serie de tulburări psihiatrice, toate pe termen lung ca urmare a consumului de astfel de substanțe. La nivelul stării de sănătate, cel mai afectat este creierul, pentru că oxigenarea la nivelul creierului este aspru supusă unui control din cauza acestor substanțe, dar în același timp se dezvoltă o serie de tulburări digestive, renale și hepatice, datorită toxicității pe care aceste substanțe o au. Trebuie să avem în vedere că pe lângă aceste manifestări, să spun așa, somatice, care le observăm fizic atunci când vorbim de un consumator de astfel de substanțe, trebuie să avem în vedere pe termen lung și modificările comportamentale, modificările socioprofesionale pe care le parcurge în astfel de tânăr. De cele mai multe ori, comportamentul agresiv, tulburările de personalitate, sunt parte a acestor efecte pe termen lung.
De asemenea, este important și am spus la un moment dat că atunci când efectul dispare, consumatorul tinde să repete etapa de consum și atunci vorbim de toleranță, nevoia de a consuma mai mult, mai des, de a crește frecvența de administrare acestui drog, duc în final spre dependență fizică și spre dependență psihică. Semnele de sevraj care apar atunci când tânărul nu are acea substanță să o consume merg de la simplă agitație, tremurături, spasme musculare, pot să meargă până la convulsii sau comportamente foarte agresive și violente. Toate acestea ne arată că vorbim de dependență fizică și în același timp vorbim de dependență psihică. Nu trebuie să uităm în acest context și faptul că dependența psihică, dependența în general, este o tulburare emoțională. Se spune că atunci când un tânăr este dependent, de fapt este un strigăt de ajutor pe care acel tânăr îl cere. Dependența este un limbaj al suferinței și atunci când ne gândim la tinerii care ajung să consume astfel de substanțe, înțelegem că au o parte de nevoi emoționale neîmplinite. Așa că, chiar dacă nu există date statistice foarte clare referitoare la numărul de consumatori, în toate marile orașe se întâmplă să întâlnim astfel de tineri pe stradă. Centrul nostru a avut și în continuare va acorda servicii unor astfel de categorii de tineri, așa că dacă ești părinte, dacă ești profesor sau dacă ești un cetățean care vezi în zona ta astfel de tineri, trebuie să le îndrumi spre centrul nostru, întrucât continuarea consumului, etapa de consum, toxicitatea acestor substanțe, precum și comportamentul foarte agresiv, sunt factori de risc pentru acel tânăr. Așa că te așteptăm în Timișoara, suntem pe Bulevardul 16 decembrie, numărul 1989, la numărul 15, așa că dacă sunt astfel de nevoi, te așteptăm alături.